Bineînțeles, oameni buni, că vorbim despre Survivor, vorbim cu Mihai Smărândescu, pentru că tot ne întrebați zilele trecute unde este Mihai de n-a venit, faimosul eliminat este astăzi alături de noi, Alexandra Go, care a venit de la cazarmă, și Cristi Mitrea, care este și el alături de noi. Salut, coleguțu, bună coleguța, salut Mihai, ce faci? Vă salut pe toată lumea, mamă, de-abia așteptam să vin aici, da, am slăbit. Și voi? Și noi ai slăbit 17 kg. Da, 17 kg și sunt cele mai frumoase kilograme pierdute vreodată în viața mea. Haideți să vedem ce au de zis coleguțul și coleguța, că aș vrea să intrăm direct în subiect direct și să știi că eu sunt sincer. Cu tine te-au tocat cât ai lipsit. Păi știu. Cristi a spus de mine că sunt un pârâcios mic. Da. Ce a mai zis? A mai zis că pe traseu am intrat sub așteptările lui. Și ce a mai fost? Nu știu, atât am auzit momentan. Abia nu știu, cred că are ceva legat de familia Smărândescu. Când a fost tatăl tău la Survivor, s-a luat și de tatăl tău. A, nu, cred că are nimic. Pur și simplu, nu știu, cred că numele ăsta îi strânește ceva pur și simplu în interiorul lui și comentează. Zic, coleguțu, ce ai de zis? E aici omul în fața ta. Păi gata, îi dăm drumul? Da, păi hai. Ce faci, Mihai? Ce să fac? Uite bine tu ce zici. Mihai, cu ce scop ai plecat la Survivor? Să mi-a ajut echipa. Să ajung cât mai departe în concurs. Să muncesc în general. Am înțeles. S-a văzut un pic așa, apropo de ce spuneai, pentru mine, da, a fost un pic o dezamăgire, că nu mi s-a părut că ai fost la nivelul așteptărilor. În ceea ce privește acum un an sau când spunea și Cătălin, colegul cel mai mare, că mergea domnul Cătălin la emisiune, te-ai cerut foarte mult la emisiune. Adică a fost foarte vocal. Vreau să merg, vreau să merg, introduceți-mă la război sau ce spune. Și nu mi s-a părut că te-ai ridicat la nivelul acelei dorințe arzătoare care te măcina pe tine foarte mult, că probabil aveai ceva să-ți dovedești ție. Așa. Mă așteptam să fii puțin mai pregătit, cel puțin fizic. Pe partea cealaltă discutăm probabil după bete sau după ce răspunzi. Da, deci, în primul rând am venit în emisiune, pot să spun, cu 100 de kilograme. Am fost neașteptat anunțat să ajung. Colegii și tribul advers aveau deja o lună înaintea mea de pregătire de meciuri, vreo 30 de meciuri înaintea mea. Și cu toate acestea, Alin, jumate din înfrângerile lui Alin, le are cu mine, unde majoritatea au pierdut cu el. Și prima lună jumate, după statistici, am fost cel mai bun de la echipă din faimoși, ca băiat. Hey, mai zice ceva, că... domnul coleguțu, când e statistica care vorbește? Dacă vorbim de ultima săptămână, da. Am fost. Statistica? Ce a zis el? Acum e statistica, unde e statistica? Păi l-a făcut, păi a zis că a fost statistica. Da. Dar ce, te-ai uitat la toate episoadele? Dar stai puțin, că noi vorbim, tu zici, dintre toți faimoșii, dar tu ai mult mai puține da, păi, meciuri de decât... Păi da, dar noi vorbim de mai mult mai puține trasee decât Remus, să zicem, care e de la început. Deci nu putem să facem comparație între tine și Remus, tu având mult mai puține meciuri. Și atunci normal că procentajul tău este mai mare, pentru că din 10, dacă ai avut 7 meciuri câștigate, Remus a avut 20 și ceva de meciuri și procentajul, să zicem, de 12 meciuri câștigate. Deci, cumva, nu ai cum să faci o comparație între un concurent vechi cu unul nou. E greșit să pleci cu această comparație. Și atunci, unde este chestia asta că am dezamăgit? Cred că așteptările au fost foarte mari, având în vedere elanul cu care tu ai plecat. Asta este clar. Apropo de faptul că te-a numit pârâcios, cred că ești și tu conștient de asta și ai văzut în online valul de hate care a venit asupra ta, pentru acea afirmație pe care tu ai făcut-o și avem și materialul pregătit, în care tu ai spus că dacă voi fi votat, voi spune tot ce am văzut. Și nouă ni s-a părut deplasat, adică felul, strategia în care tu ai vrut să joci cartea asta a fost puțin dubioasă. Vedem materialul. Adică, ca și cum... da, hai să vedem și materialul. Să vedem materialul și după aia vă spun. Eu am jucat mai mult de jumate din jocurile mele cu Alin, cu cel mai bun din Survivor. Păi stai puțin, ori voi sunteți fetițe și fugiți, ori vă puneți toată baza în cârca mea. Nu pot să înțeleagă o strategie pe care, e adevărat, am susținut-o, dar n-am impus-o niciodată. Pentru că nu sunt eu omul cu pistolul să ți-l pun la tâmplă să accept asta. Pur și simplu s-a discutat, a părut plauzibilă pentru toți, iar în clipa în care n-a funcționat, da, tu ești de vină, că tu ai venit cu ea. Băi, terminați-vă. Iar când am venit cu ea și a funcționat, cum era? Dacă unul dintre ei mă propune la vot, scot pe gură tot ce am văzut. Dacă eu mă simt atacat, am și eu contraatacul meu. Mihăiță, deocamdată e în perioada aia de tatonare în care vede lucruri și dacă ar fi nominalizat, probabil va simți că nu mai are nimic de pierdut și va începe să ia la țintă pe tot. Asta e materialul? Da.
Așa. Că ai spus clar și răspicat acolo, dacă voi fi nominalizat, voi spune tot ce am văzut. Genul ăsta de amenințare, ți se pare, uite, chiar și din punct de vedere sportiv, să zicem, să o judecăm așa, dacă mai vrei. Prin ți se pare ok? Fapt de dezamăgire pentru mine, caracterul ăsta, având în vedere că așteptam altceva. Bun, spune, ce-a însemnat pe cine, asta? Pe cine am amenințat acolo? Că eram cu Remo și cu Camara, nu a spus nimic. Nu contează, oricui te adresai, okay. Ce-a însemnat asta, te-am întrebat. Păi stai puțin, nu ce-a, pot să spui că ești foarte, uite, acum tu ești la fel de sportiv ca mine și vii și mă ataci cu niște conturi. Nu contează cui te adresai, vreau să știu ce-a însemnat, că noi n-am înțeles ce-a însemnat. A însemnat chestia că toată lumea venea la mine, îmi spunea, băi Mihai, ne bazăm pe tine, ești foarte bun, etc. Așa. Eu văzând, am stat două săptămâni în care am stat și am ascultat pe fiecare, am încercat să observ caracterul fiecăruia și am spus, mă, dacă voi mă mințiți pe față, îmi spuneți că sunt cel mai bun și după aia vă duceți și mă votați, atunci o să spun lucruri pe care le-am văzut și lucruri care s-au întâmplat. Cu ce te ajută? Cu ce strategie? E strategie? Da, ce n-am voie să fac strategie? De râs. Cu ce crezi tu că m-am făcut de râs? Exact cu ce am văzut mai devreme. Crezi, dar tu și în viața reală faci ai anumite vorbe, anumite atitudine față de oameni, fără să fii acolo nemâncat și fără să dormi pe scândură. Din regulă știu toate astea. Păi da, păi și atunci eu ce vin am dacă eram acolo? Cu ce te-a ajutat, ce ai făcut? Sau dacă ai fi fost posibilitatea să pârăști? Așa. Cu ce te-ar fi ajutat? Dar am pârât, am vorbit. Am ajuns la fapte, n-am ajuns. Atunci puteai să mă judești că am ajuns la fapte. Da, la momentul a fost discuție între mine și Camara. Ajunge când lucruri câteodată, nu trebuie să le faci. Uite, sunt okay. Acum, nu știu dacă de fapte, poate să fie următorul moment pe care l-avem cu tine și Crina. Da. Acolo, cred că e vorba de fapte. Și Crina, și la un moment dat, a venit aici și a povestit. Adică, hai să vedem momentul ăsta, da. Că să-l explici și pe ăsta, Mihai. Și apoi citesc o parte și din mesajele telespectatorilor noștri. Eram sigur că Crina nu o să poată să doarmă în seara asta, că am votat-o eu, dintre noi cinci. Dat fiind faptul că o dată m-a întrebat dacă am mâncat sau am dormit, ceea ce înseamnă că îi pasă foarte mult de mine. Votul meu n-a fost sportiv, cum spunea, a fost social, pentru că ea de când a venit aici a intrat în toate certurile, iar pe mine mă deranjează și mă bruiază psihic chestia asta. A intrat până și într-o ceartă cu mine spunându-mi că ar fi vrut ca acele vorbe să fie vorbele mele, nu ale lui Camara, și țin să menționez Crina că eu nu, n-am trăit spre deosebire de tine cu un prompter în față ca să-mi spună când și ce să vorbesc. Așa că nici acum n-am trăit cu un prompter în față care să-mi spună dacă să te votez sportiv sau social. Votez exact cum simt, cum vreau și nu cred că ar trebui să nu mai dormi în seara asta că te-am votat eu. Trebuie să te gândești frumos. Dacă poți să faci mai bine pe traseu, dacă poți să te integrezi mai bine în echipă, nu dacă te-a votat Mihai sau nu. Bineînțeles că o să urmez iar o replică. Mihai, îmi vorbește de sus și eu, dacă se poate, o să mă așez pe jos să nu mai vorbesc de sus. Și cam 20 de ani peste tine. Ești în echipă cu mine și nu cred că contează dacă ai 20 sau 30 de ani peste mine, că acolo se discută deja de azil. Aici vorbim strict pe sport și pe social. Dacă îți convine bine, dacă nu, trebuie să dormi seara asta și cu gândul că te-am nominalizat eu. Aici e vorba de fapte și nu sunt foarte multe. Crina a venit aici, s-a arătat indignată de comportamentul tău față de ea. Acum... Așa, pot să zic că eu chiar am așteptat să vin aici. Lipsește o piesă din puzzle. Eu când am venit cu Crina pe aeroport, ne-am înțeles foarte bine. I-a spus că o să se ducă în echipă cu Doc și cu Ionuț și a zis, bă, bravo ție. La un moment dat a ajuns Crina pe traseu, a pierdut două puncte, eu am câștigat primele două puncte și am încercat să o consolez, să-i spun, lasă că data viitoare o să faci mai bine și atunci era foarte supărată. Am lăsat-o în pace, a zis că își revine. A doua zi, ca să se integreze mai mult în grupul Doc și Ionuț, s-a luat și are Camara. Camara era singurul din grupul nostru care era bagiocura tuturor cum ar veni. Și mi s-a făcut milă de el și eu și cunoșteam pe Camara și am zis, băi Crina, nu mi se pare normal vii a doua zi să te iei de Camara. Da, dar aici tu ai jignit-o cu prompterul, că parcă nu spui, ai mai luat de ea, că s-a dus nu știu cu cine sau ceva. Hai să spun ceva. De asta zic, adică nu le-ai evitat și tu acum. Nu le evit. Una e una, dar ai și spus de ea, fiind femeie măritată sau asta, bă, te-ai dus cu nu știu cine sau ceva, ai dat de înțeles pe acolo, nu? Acolo nu spun, n-ați filmat, nu vorbesc. Ideea care este? Poate, uite, și acum, asta e o greșeală imensă, având în vedere cum vorbești despre un om cu familie și care, așa cum spuneai tu, are vreo 20 de ani peste tine, sunt niște lucruri și te duce în niște zone atât de sensibile, cum a fost și aia cu Robert, îmi vine să te întreb dacă ești homofob. Bă, ai grijă că ești la televizor și te duci în niște zone foarte sensibile, care nu o să-ți facă bine niciodată, că nu știi să le gestionezi. N-ai niciun fel de abilitate. Deci eu zic că părerea mea e să dai dovadă de maturitate câteodată, să te controlezi, să-ți dai seama ce scoți pe gura aia, că scoți prostii. Așa, vorbeam despre Crina. Și Crina a ieșit exact după pe cameră. Păi da, n-ai creștere de acasă, frate. Ai sărit dintr-un subiect într-altul. Nu, și vorbești despre... Eu înțeleg, uite, domnul... Spune că e sensibilă treaba asta când spui despre anumiți oameni, anumite lucruri, că poți să te duci în niște zone, adică să fie afectate familiile lor. Să le luăm pe rând. Da, Crina a venit afară la mine și mi-a zis, marș nesimțitule.
Și am spus, Crina, pentru o femeie care stă în nordul capitalei și o femeie care are vârsta pe care o are tu, așa îmi vorbești mie? Și de atunci s-au luat lucrurile personal. De acest moment? Nu, s-au luat după. După au fost chestiile astea. Și înainte de chestiile astea au fost mai multe chestii după, spuse. După, probabil, pentru că evident, furia ei adică a ieșit. Tu ai jignit-o fără un motiv. Asta nu justifică concret. Nici la ea. Tu ai jignit-o, ai făcut-o o bătrână, deci, și încă o dată, că la are un termin, că am avut un lucru de spus. Crina, 3 săptămâni nu m-a băgat în seamă și după, la momentul votului, a venit să mă întrebe, Mihai, cum ești? Ai dormit? Ai mâncat? Și eu am zis, mă, Crina, nu mă bagi în seamă, 3 săptămâni, tu îi ții în ochii mei. Și acum vii să mă întrebi de starea mea de sănătate? Și mi-a zis, nu mi se pare normal. Și am făcut o șarpe, da, atunci când a fost cazul. E, după care ea s-a luat cu toată lumea, cu Remus, cu Bianca, cu Camara. Și nu mi-a plăcut atunci atitudinea ei. Și în momentul ăla eu i-am spus niște cuvinte la care și-a putea la fel de bine să-mi răspundă cuvintele. Am să vină în spatele camerei să spună marș nesimțitule. Tu ești mândru de comportamentul tău și de cum s-a desfășurat prezența ta la Survivor? Da, sunt foarte mândru. Adică nu regrezi nimic din ce s-a întâmplat acolo? Nu regret, am spus tot ce am simțit. Am fost foarte sincer. Dacă cineva are să-mi spună ceva, poate să-mi spună în față. Știi ce a apărut pentru cei de acasă, un act de ipocrizie? Faptul că tu aici, chiar când ai nominalizat-o pe Crina, ai spus că sper să poți dormi și că te-am votat pentru că așa am vrut eu. Iar când Ștefania te-a votat pe tine, ai părut foarte ofensat, ca și cum, de ce te-a votat tocmai pe tine, tu care erai cel mai bun din echipa faimoșilor, care aducea toate puncte, ținea practic această echipă în viață. Și așa a apărut pentru cei de acasă un act de ipocrizie, pentru că tu cu câteva săptămâni înainte spuneai că așa ai simțit tu să votezi. De ce crezi că Ștefania nu a simțit și ea la fel? Am spus social, că n-am fost cu Crina, am zis că nu votez sportiv, votez social. Asta nu știu dacă este iar o bucată de lipsă de puzzle. Iar cât despre Ștefania, da, am fost supărat ca orice om, că am fost nominalizat. Dar în același timp s-a văzut reacția războinicilor care aveau lacrimi în ochi când am plecat, s-a văzut reacția lui Iftimoaie, lui Camara, oamenii cu care eu rezonam cel mai bine de acolo. Uite, dacă contează, sunt foarte multe mesaje ca să vezi cum te-au perceput oamenii și în acest show, în urma lucrurilor care s-au întâmplat acolo și ți le dau să le citești, să nu crezi că sunt selectate sau ceva. Și uite, sunt mesaje în care zic așa, își merită tot hate-ul Mihai. Cineva spune că ești arogant. Ți le dau, ți-am zis încă o dată, să le citești și tu să le vezi. Oameni care spun că nu te-ai comportat cum trebuie acolo, au dreptate coleguții, ești prea plin de tine, ești... Aș vrea să le citești tu, știi? Și poate să-ți dai seama de dacă ai greșit sau nu, știi? Mai sunt și altele mai dure care nu poți să le citești la televizor, dar sunt mulți oameni care n-au înțeles câteodată comportamentul tău. Și la care trebuie să răspund acum, că sunt arogant sau la care mi-e nu știu, dacă crezi că contează pentru oamenii care se uită la televizor să le spui, bă, oameni buni, m-ați perceput greșit, da. Poate eu sunt altfel, poate te ajută. Acum, cum vrei tu, Doc a venit aici și a zis, bă, eu așa sunt sau acolo am greșit. Adică Doc a avut o atitudine foarte mișto, știi? Nu, și diferența asumată, e că Doc, da. Chiar, repet, am vorbit și ieri și Doc spune cu gura lui, bă, eu încă și acum am ceva dezolvat eu cu mine și știu ce... De asta zic, adică dacă tu crezi... E conștient în sensul ăsta, dacă... și acceptă. Dar tu, Mihai, zic că n-ai nimic să-ți reproșezi de cum ai fost acolo și ce s-a întâmplat și... Nu, evident că toți oamenii, poate sunt momente în care s-a greșit, dar eu, voi, n-am făcut nimic și am spus exact ce am avut pe suflet, am fost sincer, decât să stau să vorbesc pe la colțuri, mai bine am spus în fața camerei. Acum avem și motive să discutăm despre ce am spus. Deci dacă stăteam și nu vorbeam, nu eram vocal, acum nu mai aveam despre ce să vorbim. Ideea este că dacă m-a deranjat cineva, a spus despre... Mulțumim că ne-ai ajutat emisiunea, că fără tine, sincer, nu știu cum ajungeam la sfârșitul. Da, eu înțeleg rolul lui domnul Cătălin aici, este la măruță, se numește, nu știu, acum tu ești în umbra lui și încep să dai în toată lumea care vine aici. Eu nu știu dacă tu ai observat. Eu nu știu dacă tu ai fost la emisiunea la Survivor, dacă ai cum să vorbești despre oamenii care au trăit acolo ce au trăit, tu ar trebui să te duci sezonul viitor la All Star și să ne dovedești ce ești în stare. Și să respecti pe domnul Măruță. Aia, o să mă tatuez, domnul Cătălin. Perfect. Fii atent, nu știu dacă Crina ar accepta, dar ți-ar plăcea să veniți amândoi la o emisiune. Da, și poate și soțul Crinei. Și să stați. Și soțul Crinei poate să vină. Doamne, generația de aur, nu? Domnul Abrudan sau... Da, da? Nu e domnul Abrudan, e Gabi Popescu. Gabi, dar știu că e din generația de aur, nu? Abrudanul cheamă pe Crina. Ah, ok, îmi cer scuze. Nu știu dacă ai făcut-o intenționat sau din... N-am făcut-o intenționat, nu, cheamă Gabi Popescu. Da, generația de... Dar Gabi Popescu e numele, Crina okay. Abrudan e numele Crinei și ea și-a păstrat numele pentru televiziune. Ok, ok. Da, eu pot să vorbesc cu Crina, Doamne ferește, dar nu mai am nimic cu ea, a fost atunci strict. Dar ai făcut-o să-i cer scuze după, măcar. Dar de ce să-mi cer scuze? Pentru că și mai e smart și nesimțitul, de ce să-mi cer scuze? Are gură, poate să vorbească cu mine, poate să spună... Bă, că e un lucru decent de făcut asta, de asta. E un lucru decent de făcut, ești bărbat, dai semn de maturitate, de-aia trebuie să-ți ceri scuze când jignești o femeie. Dar în fine, lucrurile astea nu trebuie să le învățăm noi.
Asta e trist, asta e trist, că nu ai găsit un pic de modestie, că nu știi să fii umil, că nu ai câteodată, nu dai dovadă de 7 ani de acasă. Asta e trist. Dar tu știi ce am trăit eu acasă, Cristi? Tu știi ce am trăit? Că ai spus odată că eu sufer de mania persecuției pentru că am avut o relație cu tatăl meu. Da, impresia că toată lumea s-a luat cu de tine. Nu, ai zis ceva de tatăl meu. Ești în urmă cu nu, situația. Nu, am spus că ai spus niște lucruri de rezolvat și de dovedit prin prisma relațiilor pe care ai avut-o cu tatăl tău, da. Păi, dar de unde știi ce a fost la mine în familie? Glumești. Cred că glumești. Păi nu, dar probabil știi toată cu el. Toată lumea dar a văzut discuțiile astea și asta zicea că... Păi da, dar eu acum... Mai ales din interior, noi cam toți din tagma asta știm toți relația ta cu tatăl tău. Cristi, eu am un copil acum. Mă bucur, felicitări, ce legătură are cu tatăl tău. Păi da, ideea e că m-a schimbat foarte mult ca om. Ce vorbești acum cu tatăl meu a fost de 1 an jumătate. Că nu are legătură cu tata, are legătură cu mine. Exact ce am văzut, am vorbit. Hai să facem un felul următor, să stabilim săptămâna viitoare o emisiune și să stăm mai mult de vorbă. E ok așa? Foarte bine. Perfect. Hai, te vorbim și cu Crina și încercăm să facem o emisiune mai mult pe subiectul ăsta și poate până atunci citești un mesaj, Mihai, vezi dacă ai altă atitudine, te mai uiți pe voi la episoade, poate unele au fost transmise într-un fel și tu ai spus altceva, știi, și să putem să le lămurim. E ok? Ok. Perfect. Okay.